Odată în viață am primit fotbal, am primit fotbal cu tata. De fiecare băie cel puțin odată în viață. Și de obicei ce fac părinții la fotbal? Pe la sfârșit de meci începe a dormi. Și acum imaginați-vă situații, tata și ficiorul privesc împreună fotbalul. Mulțumesc, Cortă, ne uitam la fotbal pentru și la culcare, că târziu de mă, mie. Hector, cum adorm până la fotbal? Hai, nu băiguie, lasă! Hai! Zin один Zidan la balon, șutează de pas lui Gica Hagi. Gica Hagi șutează pe partă și bară, bară, mingea zboară în cap la Ronaldo. Ronaldo oprește cu pieptul, dansează un dans și dă lui Ronaldinho. Ronaldinho aici este la balon, centrează și mingea în carier. Și acolo vine Sichov. Sichov preluiază mingea și acum se duce la... Oh, ia, ia! Das ist fantastisch, schneller. Sichov la balon și șutează și alături de poartă. Alături de poartă, scor 0 la 0 până când și mingea este intrată în careu de către portarul Pelé. Pelé în poartă, prima dată în istorie, oameni buni, urmăriți. Pelé pălește cu capul la Baggio de lui Gica Hagi și Gica Hagi iarăși. Ich liebe dich, ich will dich. Deeper. Mulțumim lui Eugen!